Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Dragii mei, am schimbat roțile, după cum bine vedeți, nu mai sunt pe dos, acum sunt normale pe față. Ce am făcut? Am schimbat manicoții. Da, după cum bine vedeți, dragii mei, am schimbat manicoții cu cei cu alții, pentru că ăștia originali, după un an de zile, dragii mei, pe ce am pus roțile, mi s-a rupt. Și am încercat să-l restudez eu, dar roata, dragii mei, încerca să facă alandala, știți cum e, ca la strâmbă, știți? Da, glumeam. Și, dragii mei, în final, am sudat ăștia, dar n-am mai. Am luat alții, am dat 1.200.000 de la un târg de aici, uitați, am și vopsit un pic, cât de cât, așa, în fine. Și roata asta e un pic geantă, un pic cam strâmbă, trebuie să o schimb cu altele. Asta e un pic mai mare, mai mică decât alaltă, 175. Pe cât e? A, 175 și pe 70, 80 T. Și asta e un pic mai lațică, tot modelul AEDA. E 100, să vedem unde scrie. 175, 70, R, 79, da? M plus S, se vede acum, da? Oricum, merge destul de aia, o să-i fac o probă acum, că merg pe drum. Vedeți că e ok. Deci asta spun, să luați manicoți mai bine, mai lungi, ca să puneți roțile, după cum ne vedeți, mai să fie roțile drepte, da? Asta mi-a venit un pic cam hăit, pentru că nu am putut să daie, totuși e bine. Pentru că sunt prinse în patru șurubele, i-am pus cu piulețe din aia, govăr sau cum îi spune, govăr sau așa de genul, pentru etașare mai bine, adică asta nu se desface prin aia pre... Bine, am pus aici piulețe, contra, la fel. Și chiar e ok. Încercați să schimbați sau când cumpărați manicoate de ăștia, adică ăștia, trebuie neapărat să le dați sudură aici, bă, când am dat șoc lumea, da? Zona asta aici, pentru că o să se rupă, la fel. Ăștia sunt cei originali care mi-a venit. Talpa asta am văzut că e un pic mai subțire decât față ce de alți, dar am sudat-o pe aici, zona asta, aici așa, și... E regulă. Asta pe ăștia ți-a cumpărat alții noi, e mai slăbuță față de asta. Deci ăștia sunt mic mai... Asta. Nu știu dacă încerc să se vadă acolo, sper că se vede. E mai slăbuță față de materialul, dar e ok. După cum vedeți, am pus roțile normale. Da. Așa. Bun. Urmează să facem un test cu ea. Vedem cum se comportă în... A mers. Și mai faci roata asta un pic. Face un pic alandala. Dar pe viitor o să o schimb. Ce vreau să vă zic, am schimbat filtrul de aer. Țin să-i mulțumesc domnul Iulian, care sunt cu motoarele, le găsesc pe YouTube. Am schimbat ăsta, filtrul de aer, l-am pus de acum, a zis el. E foarte bun și ăsta. Dar mare atenție, când vreți să desfaceți ăsta și vreți să schimbați, nu încercați să montați, să porniți motocutorul. El pornește, dar când dați să accelereze, accelerația moare, da? Deci să știți. Ne vedem, dragii mei, în câteva momente, după ce pornim motocultorul și plecăm în deplasare. Închidem, dragii mei, și revenim. Hai că pornim, dragii mei, vedem cum se comportă în funcțiune, cu noile roți. Eu asta am făcut proba, încercăm și acum. E la rece motorul. Aici îi dăm așa. Șocul. Hai că acum urmează testul final. Pornim. Ia. Salvarea.
salvarea. Joacă. Joacă foarte puțin. Am oprit un pic, acum urmează să urcăm coasta cu ea. Asta de la Valea Pojarului, dragii mei. Să vadă lumea toată pe unde urc eu motocultorul. Ia, vine aici. Valea Viului, Valea Viului. Să vedeți, dragii mei, încă o dată cum urc eu, dragii mei, cu asta. E o coastă foarte mare și cu curbe. Valea Pojarului, nu știu oameni. Dragii mei, cele mai bune motocultoare care există pe piața românească și evident și pe piața chinezească, că ăsta e motocultor chinezesc, Rurii Drag 7K, rândă patoarea ăsta, face 4 ani. Dragii mei, se schimbă motorul și merge ca nou, deci ca nou. Sunt cele mai bune motocultoare, deci Rurii Drag 7K și recomand să facă Rurii și cu Honda. Deci cele mai bune motocultoare care există pe toată, să zic, toată România și Honda, deci Honda și Rurii, da?
dragii mei, acum mergem drumul întins, după aceea o să oprim, dragii mei, o lecuță, pentru că o să mergem cu motorul pe liber. Da. Aici, dragii mei, o să mergem o perioadă cu motorul pe liber, dragii mei, să nu mai continuăm. Doctor, așa aici, asta, telefon, camera. Așa, da? Deci bine că aici o să oprim motorul. Ia să vedem. Pune o lecuță așa. Ia să vedem, dragi. Ia. Aici e Valea Jiului, dragilor. Ți-ai că te crede lumea. Ține bine de cameră, că doamnă ferește. Da. Exact ca în Valea Jiului, ce să mai. E bine așa? Foarte bine. Cum ți-e ok? Ți-e ok? No, no problem. Vezi că vine și o mașină. Da, are nimic. Șoferul. Bun. Asta e mașina care... Ia timp, concentrează-te. Care duce oamenii la... La aici, noi noi proceduri. La proceduri. Da. Și îi duce primar, mă rog, e transport gratuit. Bă, la... Pantilică, păci. Da. Încet. Dragii mei, să vedem. Uite, aici... Ai grijă. Ușor, că aici e coastă mare. Filmează zona asta de coastă. În jos. Sunt camera. Avem piciorul pe frână. Încet, încet, încet. Deci, dragii mei, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Bă, tu fii atent, concentrează-te aici. Nu, eu vorbesc. Și să dați un like, share, distribuiți oameni buni pe alții, share. Și vă aștept și pe Facebook, Bodescu Florin, inclusiv Instagram, același lucru. Și TikTok, dragii mei, devine și plină, vezi? Duba. O perioadă, dragii mei, trebuie să... Nu asta să oprim. Te pești la noi? Ce tot? Bună ziua! Bună ziua! Aici, dragii mei, era să pățesc. În zona asta, aici, pentru că nu s-a răspunat. Vin foarte multă cu viteză și aici o să oprim. Pornim, mergem pe benzină. Dragii mei, riscați să vă pierdeți viața chiar aici, inclusiv motocultorul. Concentrează-te pentru și ai grijă. Pentru că aici, dragii mei, prind o viteză foarte mare. Fii atent, mă. Arată muntele. Noi aici, dragii mei, suntem în zona de munte, adică mai exact aproape de Rânca. La se și vede, zăpada e mare pe Rânca acolo. Ia să munte. Vede. Păi mai încolo se vede zăpada. Mai încolo, mai duc pe cotul ăla. Nu, în fine, nu știu dacă se vede. Mai duc pe cotul ăla să-ți da. Oricum e departe. Ține bine, da? Hai, concentrează-te. Aici, dragii mei, mergem pe liber, pentru că n-ai rost să mergem cu benzina, pentru că mai economic. Da, exact. Fiind un drum foarte ok, vedeți aici, fiind
coasta prea mare, încercăm să virăm cât mai ok. Dacă n-aveți aia, vedeți că aici e moartea curată. Fii atent, Doamne ferește. Deci vă spun sincer că eu am pățit o zonă asta aici, am un pic mai în deal. Am pățit pe pelea noastră. Deci noi aia am avut noroc că un pic mai avea, dragii mei, a început să iese foc din motocultor, dar mulțumesc lui Dumnezeu că... L-a aruncat de pe motocultor, a căzut jos. Da, am tras, dragii mei, de spate, vă spun sincer, 2 săptămâni de spate și de burtă, m-a luat așa de rău. Am fost julit, dragii mei, pe cot, pe picioare, ziceai că m-a bătut cineva, ce să mai... Oricum a scăpat ieri, și dar... roata asta, o roată de aici, e strâmbă, dar o să o schimb pe viitor. O să ia vedem. Uitați ce periculos e. E foarte, foarte periculos aceea. Noi încercăm mai să dăm, dragii mei, cât mai ok, pentru că am pățit-o. Deci mare atenție când aveți o coastă, cum avem noi. Asta e coastă de 100 de grade. Pante mari. Aici, dragii mei, încercați să aveți frâne foarte mari. Deci recomandarea mea e să aveți frâne, dragii mei. Pentru că aici e moarte curată, da. Vă spun sincer, eu am pățit-o. Valea Jiului, ce să mai... Ce? Dragii mei, ăsta pe Bustuchin e un drum care înainte era cu nămoale, cu... Da, drum de țară, ce să mai, drum mei, de țară, cum era înainte. 4 ani de zile am început un primar, foarte bun, super, și l-a făcut, deci ăsta, drumul ăsta, acum e județean. Aici vine și ambulanțe de câteodată, depinde. Pompieri, tot. Deci ăsta e un drum care e județat, l-am trecut pe hartă. Da, ai grijă aceea, iar pe alta asta. Aici un primar. Oricum, Doamne ferește. Ia uitați, dragii mei. Aici. Mergi pe lume. Da. Foarte bine. Nu se vinde. Vreți să-ți dau un motor? Ia uitați, dragii mei. Până la punte merge așa. Sper să, dar dacă nu... Ieșuie, ridică... Venirea! Am dat la primărie? Nu, vreau să... Poate niște bani de pe cap. Și... Dacă ești Julia să... Pentru bani, să... Mergi la portație. Spuse-i că până la punte merge! Aproape, să zicem. Da, vezi pe partea mea, vine aia, că dacă am pățit atunci așelea... Până la punte, uite! Aproape de punte. Aia, un picuț. Uite, ăsta e țigan. Cu 100 de metri. Ăsta e un țigan. Veni cu fiare. Hai, da, gata? Gata, dragii mei. Haideți că punem motocultorul, mergem pe dânsii noi acum. Ia uitați, aici l-am bușit. Deci aici, dragii mei, a fost când a făcut accidentul. Deci mi s-a pornit demers. E foarte, aveți frâne pe motocultor, să aveți că teroare. Pornim. Dragii mei, mai filmez până ajungem în zona de centru și după aceea închidem. Gata, așa. Dragii mei, sala de sport. Pasă, da, avem. Ia, pasă, da. Stai, așa. Stai, așa. Aici e un... Palatul Culturii. Da. Sala, dragii mei. Avem inclusiv strand, vara e foarte ok. Strandul e plin. Da. Dar poate bate la plin. Poate aia la plin. Deci mai pot ceva, că mai am aia, poate cheltuia aia, dar acum se cheltuie de pe carte.
aceea. Da. Dragii mei, am ajuns la centru. Aici închidem și noi. Hai. La revedere. La revedere. Ne vedem la un nou videoclip. Ciao.